Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la buletinul de știri din acest început de săptămână. Sunt Olimpia Moga. A murit cu zile pentru că salvarea a venit fără medic. Este povestea tragică a unui bărbat de 49 de ani din Victoria, care a lăsat în urmă o familie răpusă de durere. Rudele caută acum dreptatea în justiție și vor să le fie returnat ceaseul plătit de cel decedat vreme de aproape 30 de ani. Ovidiu Pasăre avea 49 de ani când a murit din cauza unui infarct în luna iulie acestui an la Victoria. Omul putea fi salvat dacă primea ajutor medical în timp util. Din păcate, ambulanța a venit fără medic, doar cu șoferul și un singur asistent medical. Acesta și-a dat seama că este vorba despre un caz grav și a solicitat intervenția unui cadru medical de la Sibiu, întrucât cel din Făgăraș însoțea la Brașov un alt pacient. Pentru bărbatul din Victoria a fost însă prea târziu. Acesta s-a stins cu zile. Copleșită de durere, soția bărbatului a făcut sesizări la Ministerul Sănătății, dar i s-a răspuns că salvatorii au respectat întocmai procedurile. Acum femeia este hotărâtă să dea statul în judecată și să ceară înapoi banii pe care soțul ei i-a plătit la Casa de Asigurări de Sănătate vreme de 28 de ani. Citată de presa județeană, ea a declarat că a fost pentru prima oară când soțul ei a avut nevoie de intervenție de urgență și că acest lucru i-a adus sfârșitul. Serviciul de ambulanță din Victoria funcționează în prezent cu doar două mașini, dotate cu echipament minim de intervenție și cu câte un singur asistent medical. Singurul doctor care ar putea interveni la cazurile grave este la Făgăraș, la o distanță de 25 de kilometri de Victoria. Conform surselor citate, văduva nu vrea răzbunare, dar cere ca sistemul medical să nu mai permită astfel de cazuri și să nu mai considere normale asemenea situații tragice. Incident ca în filme în acest sfârșit de săptămână la Făgăraș. Supărată foc din cauza că a pierdut la păcănele, o femeie a spart cu capul vitrina unui magazin de vinuri. Crama a fost deschisă în urmă cu doar câteva săptămâni, iar proprietarul speră doar ca ciobrurile să-i aducă noroc în afacere. Ca prin minune, femeia a scăpat fără nicio zgârietură. A jucat la păcănele până a pierdut toți banii pe care îi avea la ea. S-a supărat de la culme că a rămas lefteră și a ieșit din bar foc și pară. Nu și-a mai putut controla gesturile și a găsit un mod destul de periculos de a-și descărca nervii. A lovit cu capul geamul unei crame pe care l-a făcut praf. Este isprava unei femei în vârstă de 26 de ani din Făgăraș, cercetată acum de polițiști. Incidentul s-a petrecut vineri seara în jurul orei 19:30. Martoră la acest incident desprins parcă din filmele de acțiune a fost o făgărășancă ce s-a ales cu o sperietură pe cinste. A avut însă prezența de spirit să alerteze poliția. În urma investigațiilor efectuate de către polițiștii în cadrul biroului Ordine Publică Făgăraș, persoana de sex feminin a fost identificată, care a declarat că a recurs la acest gest din cauza enervării că a pierdut la jocurile de noroc. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul BOP Făgăraș cu autoarea în stare de libertate. Proprietarul cramei s-a ales cu o pagubă de 300 de lei. Magazinul de vinuri se află în imediata vecinătate a barului în care femeia a pierdut la jocurile de noroc. Este posibil ca acesta să fie avut intenția de a sparge de fapt geamul localului, însă din greșeală l-a nimerit pe cel al cramei. Dacă a avut ghinion la păcănele, pe tânăra de 26 de ani a lovit-o norocul. A scăpat fără nicio zgârietură în urma incidentului și nici măcar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. S-a ales însă cu dosar penal și acum este cercetat în stare de libertate. Rămâne de văzut dacă patronul magazinului de vinuri va depune plângere la poliție și cine va suporta cheltuielile pentru înlocuirea geamului distrus. Făgărășenii care vor să se imunizeze împotriva virusului gripal mai au de așteptat, cât nu se știe deocamdată. Direcția de Sănătate Publică a transmis necesarul de doze către instituția brașoveană, însă nu se cunoaște cu precizie data când acestea vor ajunge la Făgăraș. Între timp, cei care nu mai au răbdare își pot procura vaccinul din farmacii. 5.000 de vaccinuri antigripale au fost comandate de către Direcția de Sănătate Publică din Făgăraș pentru imunizarea populației. Medicii de familie au transmis Direcției de Sănătate Publică lista cu necesarul pentru fiecare cabinet în parte. Câte 50 de doze au fost repartizate fiecărui medic de familie, în condițiile în care au înscris mii de pacienți. Decizia de repartizare a serurilor se va face probabil și anul acesta după principiul primul venit, primul servit, la fel ca în anii precedenți. Și asta din cauza că numărul de vaccinuri primite este întotdeauna mai mic decât cel al pacienților care trebuie imunizați. Cu preponderență, persoanele de vârsta a treia așteaptă cu sufletul la gură vaccinarea de teama contactării virusului gripal. Încă nu au venit vaccinele, nu știu. Dar când vin, vă vaccinați? Da. Anul trecut v-ați vaccinat? Da. An de an. Îți mulțumită. În general, acum
Alo, sta, vedem. Încă n-au ajuns. Încă n-au ajuns. Ați întrebat la medicul de familie? Da, când am fost programat. Acum mai merg și așa să întreb. Așteptați vaccinul? Aștept, dacă nu-l cumpăr. Da, în general mă vaccinez. Dar dacă n-au ajuns, nu facem. Problema sănătății cred că e destul de gravă în toată țara și în loc să meargă mai bine, merge mai rău. Asta e părerea mea și la mai mulți oameni cu care discutăm. Așteptați să vină vaccinul sau o să-l cumpărați? Păi dacă nu vine, o să-l cumpăr. Că dacă îl faci prea târziu, degeaba îl faci, nu are niciun efect. Vaccinarea antigripală împarte făgărășenii în două tabere. Pe de o parte sunt cei care se tem de gripă și nici măcar nu au răbdare până când se pot imuniza gratuit la cabinetul medicului de familie, așa că își cumpără de la farmacie doza necesară. De cealaltă parte sunt făgărășenii care au avut experiențe nefericite cu aceste seruri de imunizare, care în loc să-i protejeze le-au făcut mai mult rău. Aceștia din urmă au luat decizia de a nu se mai vaccina niciodată și de a lupta împotriva bolii folosindu-se de leacurile Băbești. Am făcut și eu cândva acest vaccin și în loc să îmi ajute să mă ferească de gripă viroză, cum îi zice, m-am îmbolnăvit, am făcut o formă de gripă urâtă, urâtă de tot. Și de atunci nu mai am curajul să fac vaccinul ăsta. Eu nu am făcut niciodată și am lucrat la spital și mie mi-a dat totdeauna, dar nu le-am făcut, te-am făcut la copil, nu știu, de eu dacă îmi fac îmbrăcesc imediat sau ce știu, eu n-am făcut niciodată. Dacă cine crede, își face. Nu m-am vaccinat până acum. Nu v-ați vaccinat niciodată? Niciodată, nu. Nu știu, tot au lumea că unii zice că nu e bine, unii că nu știu, nu m-am vaccinat niciodată. Și în anii precedenți, vaccinurile antigripale au ajuns cu întârzieri mari la cabinetele medicilor de familie și număr mult mai mic față de necesar. Ca să nu ia boala prin surprindere, oamenii își cumpără din farmacii doza de imunizare. Prețul unui vaccin antigripal variază între 25 și 30 de lei. Firmele se aprovizionează deja pentru sărbătorile de iarnă. Petardele și artificiile au început deja să fie pe lista preferințelor comercianților. Regulile sunt stricte în ceea ce privește vânzarea și folosirea acestora. Polițiștii au început de astăzi controle la societăți care importă obiecte pirotehnice. Motivul? Există firme care pun în vânzare ilegal petarde și artificii. Cei prinși se aleg cu dosar penal. Început de astăzi controle la firmele care importă obiecte pirotehnice, urmând ca după prima săptămână din luna decembrie, toți comercianții care vând fără autorizație materiale pirotehnice să fie trași la răspundere de autorități. Oamenii legeau informații că importatorii au adus deja în țară peste 100 de tone de materiale pirotehnice care vor fi comercializate de sărbătorile de iarnă către diverse firme și asta fără a fi luată în calcul cantitatea de astfel de obiecte ce intră pe piață în mod ilegal. Polițiștii le reamintesc persoanelor juridice, dar și celor fizice, că cei care nu se supun legislației în vigoare riscă să se aleagă cu dosar penal, ceea ce poate însemna închisoare de la 3 luni la un an. Polițiștii știu că în perioada sărbătorilor materialele de acest tip sunt vândute adesea la negru, așa că vor face controle la firme, în piețe, în zone comerciale, în preajma școlilor sau în parcuri. Nu doar persoanele juridice se pot alege cu dosare penale, ci și cele fizice, care folosesc obiecte pirotehnice interzise pentru populație, cum ar fi petardele. Aici punem punct jurnalului de astăzi cu principalele informații locale de la Făgăraș. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că aveți la dispoziție adresa impactfăgăraș.ro la care ne puteți găsi pe internet. Rămâneți cu bine!